Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Doamne, ce amuletă, amuletă! Când am intrat în cort, am rămas toți trei blocați. Sunt patru bancuri, băi! Nu fiți timizi! Gina, gătești cu noi? Gătești tu, Gina? Ăla a fost un moment în care eu m-am speriat. Patru bancuri și o amuletă. M-a băgat în ceață, efectiv, al patrulea banc, pe mine m-a băgat în ceață total. Hai să vedem, Gina, ține și nouă care este poezia. Ajunși în sezonul al 11-lea, suntem în fața unui nou început. Ce a fost, a fost. Un ciclu s-a încheiat. 10 sezoane. Să-i zicem o decadă, una de vis. Și ca orice vis, dispare în lumina dimineții unui nou sezon. Bă, doar nu ar veni acum al patrulea jurat așa la cuțite. În acest sezon, așa, noutatea este, așa, că duelul pentru amulete se va desfășura, dragii mei, hai odată, în patru. Și dacă ar veni, ar veni like forever? Patru șefi? Asta zic, patru șefi de... jurizat. Gătit. Aoleu. Unul dintre cei care v-a jurizat până acum, da, ok, va găti alături de voi. Gătește, că ta care e sensul să gătească? Până aici, a ta. Amuleta se va juriza de către o vedetă. Ah, apa. Amuleta de poate fi câștigată de unul dintre voi, da, sau de invitatul vostru. Opa. Foștii noștri jurați vor găti cod la cod cu noi. Deci, uite, așa mermeleală ce le trăm. Păi și ce face invitatul cu amuleta dacă o câștigă? Asta e întrebarea. O bagă în safe. Acolo, băi, gata. Aha, așa. Și safe-ul cine are? Cum ajunge la... Cheița eu am! Și pe urmă, da, la sfârșit, mai facem o amuletă. Ce? Între voi trei doar. Care câștigă să iei? Bun! L-aș ajuta pe șeful invitat să câștige amuleta ca la final, să dau tot, dar tot, și să pot să câștig toate amuletele. Și dacă niciunul dintre șef nu câștigă nicio amuletă? Nu te poți baza pe asta niciodată. Ce e mână, nu-i minciună. Eu am învățat asta. Avem o amuletă grea, avem un invitat care așteaptă să intre. Păi să intre invitatul. Să intre invitatul, da. Cine credeți că este? Ia să vedem. Eu mi-aș dori să fie Petrișor. Și cine credeți că este? E Iosif. Petrescu. Iosif. Nu, e Petrescu. Nu, trebuie să începem cu un prieten. Astăzi le-am spus că mi-aș dori foarte tare să-l văd pe Ștefan. Doamnelor și domnilor, pentru prima dată gătește la șef la cuțite, sezonul 11, Ștefan Popescu! Ce v-am zis, mă? Ce ți-am zis, mă? Tovarășu lui Cătălin. Ce să bucură Cătălin de când îl așteaptă, nene? Băi, ți s-a îndeplinit dorința, băi, Cătăline. Tu ai vrut. Să mai ziceți voi că nu sunt senzorial. Ce faci, micuț? Bine, ai venit cu ișul. Bine v-am găsit, bine v-am găsit. Dragul de el, Ștefan Popescu, nu știe ce-l așteaptă. Mă gândesc că nu poți fi așa de complicat, că asta pagătesc. Ce poate să mă dea pe spate, ce poate să-mi fac? Ce e acolo pentru... Niște șorțuri frumoase care v-am obișnuit atât cu floricele. Dacă tot vin să gătesc cu ei, am zis mai să le dau și șorțurile, să le dau un pic de energie din partea mea, să-i mai îmbunez un pic. Ia uite, mă, băi, sunt asortare cu caracatea. Da, ești asortare, n-am știut. Mulțumim, dragule, dar stai liniștit. Îți punem sare în mâncare, îți furăm tigăile, îți ascundem cuțitele, vedem noi ce-ți facem. Ne-ai nenorocit în nu știu câte sezoane. Băieți, arătați de sezonul 11. Ceea ce nu știți este... Nu aveți voie să deschideți aceste cutiuțe. Avem 11 cutiuțe. Sezonul 11, 11 cutiuțe. La start gătit, dragilor, deschideți prima cutiuță. Ok, da? După aia? Pe a doua, da, o veți deschide puțin mai târziu. Când vă dau voie. Da, când ne dai tu voie, ok. Și tot așa până la ultima cutiuță, okay, da? Ok. Și mă, ne-a coptorul ăsta, bine, n-a dormit noaptea, nu știu ce-a făcut și s-a gândit. Sunteți obligați, Ștefan, să vă apucați de gătit cu prima cutiuță. Ok.
Și cu ce mai aveți pe aici, lucru de bază? În momentul în care ați deschis cutia, acel ingredient trebuie să înceapă să fie gătit. Nu aveți voie să așteptați până aflați celelalte ingrediente. Nașpa rău. Adică dezastru. Pentru gătit avem 2 ore. Ce mâncă? Nu, simpaticule, 60 vezi, minute. Vezi cum e acum pe partea asta la tabancului. Ultima cutie, da, va fi deschisă cu 10 minute înainte de final, da? Ok. Ești plină de surprize. Sezonul 11 este un nou început. Mamă, de Doamne ferește. Vreau să câștig amuleta asta, chiar dacă nu o folosesc eu. Vrea el să câștige, a venit un profesor de la școală. Frățicule, nu. Amuleta de astăzi spune așa, prima amuletă din sezonul 11. Concurenții celorlalte două echipe vor fi legați spate în spate pe parcursul întregii probe. Spate în spate? Spate în spate. Hai mă, cum gătim? Dacă concurenții au număr impar, cel șef care rămâne va fi legat cu șeful echipei. Opa, deci asta e groasă, frate. Spate-n-spate. Eu nu mai vreau să fiu legat, că sezonul trecut tot am fost legat, frate. Amuleta care este pusă în joc e, se pare una foarte tare pentru cine o are și foarte nașpa pentru cine nu o are. Astăzi, dragii cine mei, gustă? Va gusta Spic. Dar nu știe, mă, să mănânce. Nu știe să mănânce, știi ce gătim. Mănâncă orice. Și mănâncă foarte prost. Asta e marea problemă a lui Spic. E de bine. E de bine. Tot rău e spre bine. Nu mai vin șefi, da, specialiști. Vin vedete. Hai mai mișto, da, așa. Noi gătim, da, și vedetele îl jurizează. Deci la muncă, da, și gata. Ce venea relaxat, aici era frumos. Cât a fost așa să ne iei la mișto. Ce e asta, ce e asta? N-a zis nimică. Mai știi, mă, că mi-ai aruncat sezonul trecut salata pe jos? Eu aveam salată în farfurie și mi-a aruncat toate frunzele. Dar n-am aruncat aici o salată. Deci, ce e asta, mă, asta așa se pune aici? Păi, așa făcea. Să lua mult de noi, ce înseamnă asta pe aici? Destul de... dar mă înțel așa și puțin înțepat, știi? Hai, Ștefane, să te vedem. Am dat-o așa, știi? Recunosc că le-am dat un pic așa. Este timpul să deschideți prima cutie. Gata? Morcov. Păi bine, și ce fac acum? Fac salată de crudități, fac supă cremă, fac garnitură. Ce, Doamne iartă, mă fac cu morcovii? La treabă, ora a început, dragii mei. Mai stați și vorbiți. Succes! Păi n-ai zis start. Pe locuri fiți gata, start. Hai, să înceapă treaba. Eu am să merg astăzi foarte safe. Nu mă voi complica absolut deloc, pentru că Spic nu este complicat în farfurie. Ștefane, te descurci, mă? Nici nu știu unde-i peeler aici. Ștefane, în momentul în care a primit morcovii, m-am dus și am luat peelerul. L-am dat lui Scălătescu. A trebuit să-și mai piardă un pic de timp să caute peeler. M-ați sabotat, mă lăsați. Eram cu ce să curăț morcovii ăștia. Cuțit, cuțit, vezi că ai cuțit, da, mic de acolo, Ștefan. Deci eu mă distrez maxim. Ștefan, mi se pare funny. Ștefan nu găsește nimic. Acum am iau coptă și ei, nu? Îl știi, mă, pe Spic? Am auzit, l-am văzut odată. Ce-i place să mănânce lui Spic? Mâncare. Ce știți voi? Bătaie de la Sarmale. Ștefania. Vă spun eu ce o să se întâmple astăzi. Dumitrescu o să facă exact o farfurie de Jedi, orice ar primi. Ștefan se va chinui din, mamă, din toate răsputerile să facă el o farfurie spectaculoasă, iar Bordea va fi foarte relaxat. Asta se va întâmpla. Hai, bă, că la... Păi pune! Ciorbiță, ciorbiță! Nu știu, fac paste. Ce paste să fac cu morcov și cu păstărnac? Chips. Chips, tată. Păi, ce-i place să mă celuscui? Că voi știți pe aici. Bă, dar de ce crezi că ți-aș spune eu ție dacă aș ști? E reeducarea lui Ștefan Popescu, doamnelor și domnilor. Facem reeducare în direct. Deci tu nu mă uiți nici acum, Florina. Păi eu sunt faimos că nu uit, mă, asta e. Așa este, nu uită? Bă, are asta o ținere de minte. Mai ții minte din sezonul, primul sezon, ce cu ei am dat dacă... amuleta? Da, în primul sezon, când ai venit la amuletă, am avut de gătit cu culie. Culie, da, și al... Ai comentat foarte mult la farfuria lui Scărlătescu și până la urmă tot lui ei dat, știi? Bă, dar abia am pus de ciorbă, nu mă da peste cap! Băi, mă, ce vrei, știu ce să... Asta, mica, și ea?
Cum fac eu, mă, ciorbă cu... Bă! Ce e, mă, asta? Ce fac eu? Pe Corino, vă, frate. Chips. A, mă, că nu e ok, băi. Că te apuci de o cremă de legume și o să vezi că cine știe ce ai după aia pe acolo. Hai, mă, nu cred că te dă pe tine peste cap un pecorin. Ștefan începe să plângă. Sunt încă în aer cu nu știu ce să fac. Păi eu ce fac? Eu ce gătesc? Că nu știu ce gătesc. Ia și gătește. Deci trecea după 15-20 minute, eu nu știam ce fac. Puteai să-mi pui ceva la ochi și tot așa, mă, cred că făceam. E ca și cum nu aveam nimic, eram așa, ai gătești. Morcov, curăță, pune la acolo și ia. Hai, mă, ce faci? Ai pus ceva la gătit? Păi, dar nu puteam să avem și noi o cutie aici să luăm toate deodată să gătim? Nu era mai simplu? Păi ce, nu e simplu? Cine a avut ideea asta cu ne-a chinuit aici atâta? Cine a avut ideea asta? Următoarea cutie! Să fie primit! Ce acolo? O? Ha! Ce? A fix au venit! Ce acolo? A fix au venit! Cartofi? Da! Aolea, ce-i mai bun? Chipsuri. Până acum ne-a dat doar de chipsuri. Băi, am dormit pe mine, mi s-a ardă ăștia, bă. Ce faci, mă? Ia uite, bă, ce crocanți am făcut. Și că gătesc pentru prima oară în viața mea, în jur. Când vine ceapa, frate, când vine ceapa, frate. Mănâncă, mă, picant, spică? Da, foarte picant. A, bine, mersi. Nu, chiar mănâncă picant. Da. Foarte picant. Da. Sparanghel, mă, băi. Sparanghel e, mă, ce tai luat. Sparanghel, băi. Sparanghelul ăla mai lipsea acolo. Acum să distrug eu sparanghelul, să-l bag în cremă de legume? Uoo, ce am sabotat. Da, supă cremă. Ce te-a sabotat, mă? Hai, las. Băi, ce ați avut, mă, cu Ștefan? A trecut pe aici Scălătescu și mi-a dat mai tare la cuptor. Nu cred. Nu l-am văzut eu, da. Bă, miroase ars. Da, bine. Lumea din... Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.